Bine te-am găsit! Iată că a venit momentul să vorbim despre luna octombrie. Îți recomand să te uiți și la zodie și la ascendent și să nu uiți că aici avem, iată, un horoscop teoretic, general. Păi, zic să începem cu berbecul. În primul rând, trebuie să știi că Marte, guvernatorul tău, rămâne, iată, în casa a patra până pe 4 noiembrie. Da? Doar că de data aceasta va fi foarte mult în zona din care va și retrograda în 2025. Ce înseamnă asta? Că pot apărea tot felul de situații, așa pe nepusă masă, în familie sau, iată, în gospodărie. Să știi că dacă nu te vei ocupa de ele acum sau dacă nici măcar nu vei începe să te ocupi de ele, ele vor reveni în 2025 și te vor lua pe sus. Cu alte cuvinte, fii cât mai responsabil și asumă-ți că s-ar putea și tu să fii avut o părticică la problemele respective. De altfel, pot apărea conflicte cu familia, dar nu trebuie să le crești, să le exagerezi, da? Sau pot apărea tot felul de probleme. Vrei să te muți, se strică ceva prin casă, vrei să decorezi, să redecorezi și așa mai departe. Dar, de fapt, asta încerc să spun, atenția ta e către casa a patra. Casă, familie, gospodărie, curte, grădină și așa mai departe. După care, avem două eclipse, dragii mei. Da? Avem eclipsa, iată, care se petrece în casa a șaptea și cea care se petrece în casa a întâi. Planul relațional va fi foarte afectat. Și pentru că Marte, guvernatorul tău, e în careu, iertați-mă musculiță pe aici, cu aceste două eclipse, înseamnă că totul ți se va părea nedrept. Nedrept cum se poartă partenerul cu tine, nedrept cum se poartă oamenii dragi și vei lupta foarte mult pentru propria dreptate. Doar că trebuie să reții un lucru, nu știi tu tot. Și s-ar putea că dacă te grăbești și declari una și alta, să greșești enorm. O să-ți dau un sfat pe care nu credeam că o să-l dau berbecilor. Diplomația. Dar nu diplomația în sensul în care tu ai senzația că ai ceva de pierdut, că ești bleg dacă lași de la tine. Nu. Ci mai degrabă schimb puțin strategia, modul în care abordezi relația cu partenerul și relația cu partenerii din zona profesională. Și trebuie să ne mai reții un lucru. Jupiter își va începe retrogradarea în casa a treia, unde a fost, iată, din mai. Mulți dintre voi nu veți mai ști ce e bine și ce e rău. Vă veți schimba foarte mult sistemul de valori. Mergem acum la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Venus, guvernatoarea ta, va rămâne în primele două săptămâni în casa a șapte. Deci atenția ta se duce către partener, către ce face acesta, cât mănâncă el, cât stă la serviciu, cât vorbește cu tine, că se uită și la alte persoane, că ți se pare că a făcut aia, că ți se pare că a zis aia, dar ce-ar fi să întorci puțin atenția către tine, nu către celălalt, da? Pentru că dacă vei sta să-i dai puterea asta a ta tot timpul, nu o să te simți fericit și bine cât o să trăiești. Cu alte cuvinte, e bine să cauți o relație bună cu partenerul cu Venus în casa a șaptea, în primele două săptămâni, dar nu să-l forțezi să se schimbe după cum vrei tu, ci să-l lași să existe și să vezi, să-ți dai seama că tu l-ai ales așa și să găsești, iată, o portiță, un numitor comun. Bun. Pe urmă, Venus, guvernatoarea ta, va intra în casa a opta, ceea ce înseamnă că ultima parte a lunii vei fi foarte preocupat din punct de vedere financiar. Dar să nu uităm, vom avea o lună nouă, eclipsă pe 2 octombrie, iată, pe axa 6-12, unde vom avea și o lună plină acolo. Deci, dragii mei, s-ar putea să luați decizii pe plan profesional, să vreți să schimbați locul de muncă, să vă certați cu colegii, să vreți să schimbați domeniu. Gestionarea stresului la locul de muncă va fi aproape imposibilă. Ce trebuie să faci tu în aceste momente, să ai grijă la ce mănânci, la cât dormi, la cum te odihnești și la cât de mult îți aglomerezi programul, pentru că nu vei fi Superman. Nu vei fi Superman în octombrie, deloc nu vei fi Superman, da? Și știi cum s-ar putea să rezolvi multe? S-ar putea să rezolvi foarte multe, avându-l pe Marte, iată, în casa a treia, prin a spune direct ce ai de spus. Prin a nu te ascunde. Deși Marte s-ar putea să te facă tendențios, să-ți oferi atât un limbaj din acesta mai dur pentru oamenii din jur, dar mai bine așa, da, decât să tragi, să tragi și să aștepți și să nu se întâmple nimic. Grijă mare la drumuri, la călătorii. Mergem acum la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Marte în continuare în casa a doua.
trebuie să schimbi strategia financiară foarte des, să te adaptezi de la o situație la alta, apar cheltuieli, trebuie să iei de acolo, să peticești, mai știu să vorbești acolo, să rezolvi acolo, banii tăi, banii partenerului, pui pe toți, asta la banii ăștia la facturi. Deci ești într-un freamă din acesta pe plan financiar, cum n-ai mai fost de foarte mult timp. Mercur, guvernatorul tău, nu cred că îți face multe faze neplăcute, să știi, în luna octombrie. Scapă de tot de semnele contaminate la finalul septembrie și intră, iată, într-un semn care ție spriește, cel puțin o bună perioadă din lună. Dar trebuie să ne aducem aminte ceva, dragii mei. Jupiter, guvernator de casa 7-a, retrogradează în semnul vostru. De altfel, Jupiter a intrat în semnul vostru mai, de atunci cred că ați avut și parte de oportunități și de mai multă încredere, iar acum își începe retrogradarea. Multe chestiuni vor fi reluate și s-ar putea să-ți dai seama că undeva ai exagerat și că ai avut prea multă încredere. Poate ai avut prea multă încredere când ți-ai ales un partener din mai încoace. Poate că ai avut prea multă încredere în momentul în care ai schimbat, să zicem, un domeniu profesional. Sau poate că ai avut prea multă încredere când te-ai băgat în prea multe proiecte și nu mai poți să le duci. Că așa face Jupiter. Vine, îți ia ochii, te face să crezi că le faci pe toate, că le poți, că o să ajungi un mare campion și vine acum retrogradarea lui și ai o surpriză și zici, ups, stai că nu mai pot să fac aia, nu mai pot să fac aia și ce pot să fac? Păi pot să fac doar asta și doar asta. Și în momentul ăla începi să te judeci, în momentul ăla îți pierzi încrederea, în momentul ăla o să te gândești, dar ce or să zică ceilalți despre mine? Nu există. Retrogradarea lui Jupiter este menită să-ți arate că ai limite, că nu ești perfect și că din când în când e bine să fii mai selectiv. Mergem la RAC sau cei cu ascendentul RAC, ce lună aveți! Axa 4-10, eclipse, tranzite, e luna aceea în care trebuie să-i împăcați pe toți și acasă și la serviciu, dar pe voi nu vă împacă nimeni, din păcate. Și cum și Jupiter va retrograda în casa 12, vă veți simți neajutorați, ai nimănui de multe ori, da? Pare că viața vă ia la mișto, pare că viața nu vă iubește și veți intra așa într-o pasă din aceasta, aș putea spune eu, pasivă, în care ziceți, fie domnule, fie ce-o fie, nu mai luptați pentru voi, când ar trebui să luptați pentru voi, pentru că să nu uităm, Marte în semnul vostru. De aceea, ori sunteți foarte agresivi, foarte luptători, ori sunteți foarte lași, dragii mei. Și trebuie să aveți grijă să fiți luptători când trebuie și lași când trebuie, că e posibil să le cam încurcați. Da? În momentul în care la serviciu ar trebui să fiți mai siguri pe voi, atunci ziceți, lăsați, lasă-mă că merge așa. Sau în familie, când se comite o nedreptate, voi în loc să ziceți, dar nu-i corect, dar să schimbăm, e voi atunci gura mică, cum se zice, ciocul mic. Da? Și când ieșiți la magazin și e o coadă și vi se pare că cineva se bagă în față, Atunci vă apucați să vă certați cu toată lumea, da? Deci, dragii mei, trebuie să aveți mai mare grijă în luna octombrie unde vă folosiți, cum să vă spun eu vouă, resursele, forța și energia. Cum vă mai spun eu, trebuie să vă alegeți foarte bine luptele în care vă implicați.